Tot astăzi, Biserica Ortodoxă a făcut pomenirea unui alt mare ascet, nevoitor și făcător de minuni, Sfântul Cuvios Antonie cel Nou din Veria. Sfintele sale moaște, care se păstrează în Catedrala metropolitane din Veria, sunt de peste un mileniu izvor de binefaceri și vindecări pentru credincioșii greci, care cu smerenie își pleacă genunchii înaintea lor, cât și pentru pelerini din Europa și nu numai. În ziua Hramului Catedralei Mitropolitane din Veria, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de patru ierarhii din Biserica Ortodoxă a Greciei, sub protia înalt preasfințitului Părinte Nectarie, Mitropolit de Chierchira. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre multe virtuți ale sfântului Cuvios Antonie cel Nou. Moaștele sale au fost descoperite în urmă cu peste 1000 de ani, într-o peșteră din apropierea schitului Prodromu de lângă Veria. În acele locuri liniștite și ferite de tumultul lumii, avea să se nevoiască și sfântul ierarh Grigorie Palama. Moaștele sfântului Antonie cel Nou au fost așezate într-o biserică din Veria, iar în urmă cu 120 de ani, mutate în noua catedrală metropolitană.